Doamnelor și domnilor, bun găsit! Încercarea de a ilustra trecutul poporului nostru se lovește frecvent de raritatea exponatelor reprezentative. Acolo unde nu au rost carii sau uzura fizică, a distrus evoluția inerentă a societății. Iar atunci când vechile podoabe și surse de învățătură nu au mai corespuns gustului sau puterii de înțelegere, au fost abandonate. Rezultatul, un proces alarmant de degradare. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Arhiepiscopia Alba Iuliei și-au dat mâna într-un proiect care vrea să repună în valoare o minunată colecție de icoane și carte românească veche și modernă. Muzeicon se va deschide în această toamnă și va reda circuitului public veritabile valori de patrimoniu. Alături de piesele de artă, muzeul va dezvălui și o parte necunoscută din istoria orașului, descoperită în urma investigațiilor arheologice recente. Aflăm detalii din primul reportaj al serii. În 2015, deși gândul era mai vechi, Consiliul Județean Alba și-a propus restaurarea unei clădiri monument istoric. În același timp, Muzeul Național al Unirii din Vechiul Apulum și Arhiepiscopia Alba Iuliei își doreau un spațiu muzeal. Scopul? Valorificarea celei mai importante colecții de artă religioasă din Transilvania. Aveau să fie împreună piese de tezaur, icoane și cărți vechi. În nobila ecuație de prețuire a patrimoniului a intrat și Universitatea din Bergen, în Norvegia. Rezultatul, clădirea care a găzduit primul spital militar din România, una dintre cele mai vechi construcții în stil baroc din Alba Iulia, a fost transformată cu sprijin financiar norvegian într-un muzeu de artă religioasă. Poate veți rămâne surprinși, dar deși Muzeiconul a fost deja inaugurat în luna aprilie, complexul muzeal este la ora aceasta gol. Iar asta nu doar pentru că, potrivit legii, este necesară asigurarea microclimatului interior pentru impresionanta colecție. Proiectul a scos la lumină vestigii de o importanță istorică nebănuită, capabile să rescrie o importantă filă din istoria Transilvaniei, aceea a stăpânirii romane în Dacia. De asemenea, descoperirile contribuie la cunoașterea unei zone necercetate până acum, din ansamblul arhitectural al cetății medievale Alba Iulia. În peretele clădirii s-a scos la iveală în timpul restaurării o parte din zidul castrului roman Apulum. Suntem între zidurile a două cetăți, fiecare ilustrând o parte din istoria Alba Iuliei și, în ultima instanță, din istoria României. Pe o parte este cetatea actuală, care este unul dintre cele mai importante obiective turistice ale momentului, cetatea de tip Voban, pe care austrieci au construit-o între 1715 și 1730. De cealaltă parte este zidul castrului roman, așa cum ne-am fi așteptat să-l găsim, construit în timpul împăratului Hadrian, adică aproape imediat după cucerirea Daciei de către Traian, dar care s-a dovedit a fi cu totul și cu totul altceva. Cel puțin pe această latură a castrului, dacă nu și în bună măsură pe celelalte, s-a dovedit a fi un castru nou, ridicat după retragerea aureliană, probabil chiar la a doua generație de trăitori după această retragere. O construcție monumentală care face parte din, acum să sperăm, o altă clădire care răspune povestea orașului Alba Iulia, într-un mod cu totul și cu totul neașteptat și pentru o perioadă despre care nu știam aproape nimic. Este vorba de o clădire medievală pe care cu toții am considerat-o ca aparținând abia celei de-a doua jumătăți a secolului al XVIII-lea și pe care o știam doar ca primul spital militar din România, dar care s-a dovedit a fi o construcție mai veche cu încă aproape 200 de ani, posibil reședința celor care au avut funcția de arhitecți ai cetății, atât în evul mediu, cât și atunci când a fost construită cetatea de tip Voban.
și care, aflându-se pe o stradă a italienilor, singura căreia știm numele din cetatea medievală, nu putea să fie o construcție oarecare. Ea a fost o clădire chiar mai înaltă decât o putem vedea astăzi, cel puțin cu un etaj, dar distrugerile pe care le-a provocat orașului invazia turcotatară din 1658 și din 1661 au adus-o în stare de ruină. Într-o primă fază, probabil, austriecii cuceritorii Transilvaniei la sfârșitul secolului XVII, gândindu-se să o dărâme și să reloce spațiul pentru altceva. Se pare că a fost un proiect prea generos, pe care nu l-au putut duce la capăt, așa că vechea clădire a reușit să supraviețuiască, fiind reamenajată la mijlocul secolului al XVIII-lea și transformată în spital militar. A fost un loc unde, cel puțin până acum 3 ani, când a început proiectul Museicon, s-au întâmplat numai lucruri triste, foarte triste. A fost un spital care s-a născut din nevoia de a face față deselor epidemii de ciumă din secolul al XVIII-lea, apoi celor de holeră, sifilis. Practic, toate aceste boli noi le-am găsit amprentate în zidurile clădirii, ca să nu mai vorbim de ultimele decenii, când clădirea a fost rezervată secției acuți a Spitalului de Neuropsihiatrie. Dacă e să credem într-o dreptate pe care o face istoria, așezarea aici a unui muzeu de artă religioasă și, în primul rând, a unui muzeu de icoane, ar trebui să vindece acest spațiu în sfârșit. Din ceea ce a trebuit acum să punem cap la cap, este o construcție care a fost adusă la forma pe care o vedem astăzi de cel de-al doilea arhitect al cetății de tip Văban, primul fiind Visconti, cel care nu a băgat această clădire în seamă, al doilea arhitect, Iosif de Quadro, care a murit și el la scurtă vreme, în 1729, tot de ciumă, poate chiar în această clădire, și căruia îi se datorează, pentru că de asta este atât de important pentru noi, îi se datorează celebrele porți ale cetății. S-a descoperit această clădire din nevoia de a avea un spațiu pentru a salva anumite colecții. Despre ce este vorba? Da, este o nevoie, era chiar o nevoie foarte stringentă. Toată lumea știe că tablourile, pictura în general și mai ales pictura tempera pe lemn este foarte, foarte expusă mediului și colecțiile pe care noi le aveam în depozitele de până acum, chiar și ale muzeului, nu doar cele ale Arhiepiscopiei Ortodoxe, nu erau foarte fericite, așa că trebuia să căutăm o soluție pentru îmbunătățirea microclimatului și în condițiile în care muzeul și-a tot propus să se extindă și să devină un centru muzeal, am căutat pentru această colecție un spațiu anume destinat. Consiliul Județean a avut această inițiativă. A fost una, să spunem atunci, de conjunctură, dar s-a dovedit ca dintr-o cenușă reasă să avem de-a face cu o prințesă absolut superbă. Sigur, era o clădire de cărămidă și cam atât. În momentul în care s-a dat jos tencuiala, cu tencuiala a căzut și din cărămidă și așa s-a ajuns la primele asize din piatră ale zidului castrului. Momentul a fost decisiv pentru a fi foarte atenți la ce se întâmplă și a decapa absolut tot pe porțiunile unde apăreau fragmentele din ziderie. Așa s-a văzut că, practic, austriecii doar au placat cu cărămidă zidul ca să-l susțină. El totuși avea 1000 și vreo 300-400 de ani în momentul în care ei au reabilitat clădirea. Noi am lăsat la vedere toate porțiunile care se păstrau suficient de bine ca să fie plăcute vederii și ca martor pentru cercetările istorice ulterioare, în ceea ce privește în special datarea în secolul al IV-lea, care s-a făcut pe baza tehnicii de construcție și mai ales a mortarului, care este unul foarte special și care te obligă să te încadrezi strict între sfârșitul secolului al III-lea și prima jumătate a secolului IV, am lăsat această porțiune care a rămas fără niciun fel de intervenție din partea restauratorilor. Muzeul își va întâmpina publicul cu o expoziție permanentă în care vor putea fi admirate în jur de 100 de obiecte de artă,
icoane, carte veche, obiecte de cult. Vom beneficia și de expoziții temporare cu rol de promovare a colecției și a artiștilor contemporani. De fapt, Muzeiconul va fi de două ori muzeu. Vizitatorii nu vor sta doar în mijlocul unei colecții importante, ci și în miezul unui sit arheologic. Săpăturile de aici au dus la dezvăluirea, încă din primăvara anului 2016, a unei canalizări romane. Opera de inginerie se observă în mai multe încăperi de la subsol. Unde ne aflăm aici? În pivnița clădirii și, ca toate pivnițele unei clădiri vechi, ea este o pivniță foarte spectaculoasă, doar că are și ceva în plus, în sensul că, practic, între acești pereți putem găsi întreaga istorie a orașului Alba Iulia. Când spun asta, mă gândesc într-o ordine cronologică la partea aceasta, de jos în sus, unde a fost descoperit șanțul canalizării romane de secol II a castrului construit de Hadrian, care păstrează intacte cărămizile, forma, tencuiala, zidurile de susținere. Practic este cel mai lung astfel de traseu care a fost descoperit până acum în Dacia, așa că merita să fie lăsat la vedere. De o parte și de alta sunt zidurile construcțiilor medievale. Așa cum se poate vedea, bolta austriacă vine peste un zid pe care nu așa ar trebui să îl acopere. Au rămas gurile de aerisire de la construcția medievală, care vedem la rândul ei câte transformări a avut, de câte refaceri a fost nevoie, cine știe câte necazuri a îndurat, câte clădiri sunt de fapt aici și câte au început să fie construite în secolul al XVI-lea, încă nu am reușit să ne lămurim. În orice caz, înainte de acest moment, partea aceasta din castrul roman și la data respectivă cetate medievală Alba Iulia, se pare că a fost un cimitir, au fost găsite urmele mai multor morminte. Am considerat că acest loc trebuie să fie neapărat văzut, așa că am stabilit că aici vor fi organizate expozițiile temporare. Încercând să-i invităm pe telespectatori să viziteze clădirea, va trebui să-i rugăm să-și imagineze cum acest șanț continuă pe dedesubt, de-a lungul întregului zid, până în momentul în care vom termina și noi vizita. Trecând prin acest culoar care, în toată splendoarea imperfecțiunii lui, ne arată cum construiau cei din Evul Mediu, totuși cât de dificil trebuie să fi fost să pună pietrele acestea cu totul și cu totul neuniforme, una lângă alta, și să se mai și țină 1000 de ani. Pentru ca destinația inițială a clădirii să nu fie uitată, cea de spital militar, primul de pe teritoriul României, la subsol se va amenaja o încăpere care va aduce aminte de vechea funcțiune clinică. Recent s-a descoperit că instituția izvorăște din generozitatea unui străin. Am lăsat această sală pentru a fi transformată într-un salon. Un salon de spital în care povestea, de fapt, pe care o va arăta efectiv, va fi cea a Primului Război Mondial, plus minus, mai degrabă minus, pentru că noi am vrut în mod special să ne legăm de sfârșitul secolului al XIX-lea și de o personalitate singură din istoria acestui spital pe care o cunoaștem. A fost tatăl unui ministru al justiției și tatăl celui care a finanțat din surse proprii și din greu întemeierea muzeului în Alba Iulia. Iarăși o relație cu totul și cu totul specială. Acest personaj se numește Sigismund Rainer, a fost prizonier la 1848-49 în armata celor înfrânți, a celor anti-români în momentul respectiv, dar revoluționari după regulile jocului politic din acel moment. Și pentru că s-a aflat că este medic, a fost cruțat de la execuție cu condiția să-i trateze pe cei în jur de
de 600 de răniți pe care îi avea armata habsburgică în cetate. El a avut, chiar și în acea situație, a avut tupeul să spună că va face asta dacă îi lasă să-i trateze și pe cei răniți dintre prizonieri. A primit voie, pentru că oricum nu prea aveau de ales autoritățile militare. A reușit să salveze, se spune, peste 200 dintre ei și a rămas în Alba Iulia în calitate de director al acestui spital până când s-a pensionat în preajma anului 1890. Așa că medicul, care va fi reprezentat aici ca tratându-l pe soldatul rănit, are trăsăturile acestui personaj. Povestea clădirii se termină în această micuță încăpere. Coborâm până în șanțul roman de secol II. Chiar vizitatorii vor putea să pună piciorul, sigur protejat de o sticlă, pe o cărămidă pe care va fi vizibilă ștampila Legiunii a 13-a Gemina, care a fost găsită in situ. Și peste acest zid putem să vedem cum s-a ridicat construcția medievală și mai bine o vedeți în spatele meu, unde sunt folosite foarte multe blocuri din zidăria romană, iar întreaga această poveste este încoronată de bolta austriacă de la începutul secolului al XVIII-lea. Complexul muzeal va dispune de un laborator de restaurare, pictură, tempera pe lemn și sticlă și o bibliotecă de specialitate. 2000 de volume de referință vor sta la dispoziția cercetătorilor. Am încercat să le alegem spațiile în funcție de destinația finală, aceea de depozit pentru icoane și depozit pentru carte, în subsolul clădirii celei noi care completează clădirea veche. Am ales această destinație pentru icoane și chiar deasupra noastră se află spațiul pentru depozitarea de carte. Ne-am dorit în mod special să avem tot ceea ce este necesar pentru a putea să ne desfășurăm activitatea, mai ales în cazul organizării de expoziții. Un laborator dotat la capacitatea necesară și într-un spațiu suficient de generos era absolut necesar. Pentru că ceaiul și cafeaua se asortează perfect cu gustul artei, Muzeicon are și o cafenea. În mod normal ar trebui să vă invit la o cafea. Deci acest spațiu a fost rezervat de la început pentru o cafeteria. Acum tot cafeteria va rămâne, doar că în plus are această savoare arheologică și arhitecturală în același timp, pentru că toate aceste subzidiri cu o boltă prăbușită, cu o încăpere impecabil păstrată cărămida, ținând cont de cât de umedă a fost ea tot timpul, pentru că a fost o hazna, și cu toată această poveste a zidurilor care se adaugă, dar de fapt au aceeași utilitate, practic a fost o canalizare, rămâne la vedere și va putea fi văzută în adâncime din nou istoria clădirii. Mai este ceva ce acest spațiu oferă, în plus față de ceea ce am știut când am început să lucrăm la această clădire, și anume logia. În interior vedem că s-a păstrat și s-a dorit să se pună în valoare forma arhitecturală specifică arhitecturii occidentale în general cu logia. Și cele două deschideri pe care proiectul în final le-a păstrat, care fusese închise, inclusiv zona aceasta, erau doar niște ferestre cât de cât să intre lumina, au fost din nou decapate până la forma lor originală. Colecția muzeului cuprinde peste 5600 de obiecte. Prin proiect s-au restaurat 52 de icoane clasate, dintre care 49 de fond și 3 de tezaur. Aici vom putea admira cele mai vechi icoane datate din Transilvania. Ne aflăm în expoziția permanentă, care este organizată în 8 săli. Este o expoziție pe care acum trebuie doar să vă imaginați, dar care atunci când veți vizita muzeul, sperăm cât mai curând să avem inaugurarea pentru public, va fi o expoziție foarte interactivă. Sigur că la început ni se părea oarecum o impietate să faci ceva foarte nou, foarte modern, în preajma sau în legătură cu obiectele care până la urmă rămân foarte sacre, dacă se poate spune foarte la ceva care, fiind sacru, este deja deasupra tuturor lucrurilor
importante din viața noastră. De asta am și insistat atât de mult pe denumire Musei Icon, pe faptul că Musei Icon se dorește a fi un muzeu al icoanei, nu un muzeu cu icoane, nu o expoziție în care punem cele mai frumoase icoane din colecție. Vrem să fie o expoziție în care chiar și cei care nu au avut niciodată de-a face cu icoana, atunci când vor ieși din muzeu, să înțeleagă că pentru ortodox cel puțin este un lucru foarte important și că oriunde îl vor vedea, vor avea ABC-ul necesar pentru a înțelege că se află în preajma unui obiect care merită toată recunoașterea și evlavia. În acest context, prima sală va fi destinată cumva familiarizării cu istoria icoanei, cu modul în care se realizează ea, cu asemănările și totuși deosebirile în cadrul stilului bizantin și post-bizantin, pentru că până la urmă vezi diferențe, dar totuși o recunoști pe Maica Domnului în orice icoană, pentru că deja, bine, pentru noi e cumva în codul nostru genetic, dar nu e vorba doar de noi, vizitatorii noștri sperăm să fie și din alte civilizații. Așa că am considerat că este nevoie să știm ce este o icoană, cum a apărut ea, de ce a rămas în viața noastră și cum poate să rămână în viața noastră și o icoană care nu mai este în uzul liturgic, asta însemnând momentul de când ea intră într-un muzeu și până când ajunge într-o expoziție. Practic, perioada pe care o traversează de obicei în laboratorul de restaurare. Același lucru este până la urmă destinat și cărții. După ce vizitatorul se va familiariza cu aceste noțiuni, va intra în această sală în care încercăm să îi spunem de ce în Biserica Ortodoxă și icoana este la fel de importantă ca și cuvântul. Și refacem cumva și istoria cuvântului în limba română în spațiul românesc. Pentru că, lucru pe care probabil toată lumea știe, primele cărți de cult traduse în românește au fost aici, în Transilvania. Vom continua cu găsirea rădăcinilor icoanei transilvanene, pentru că până la urmă noi expunem icoane din colecția noastră și povestea icoanei la modul general trebuie spusă totuși prin intermediul unor icoane care sunt strict delimitabile cronologic și mai ales ca factologie artistică. Ori în acest context trebuie să recunosc că ne-a fost destul de dificil să spunem partea cea mai glorioasă din istoria icoanei, cea bizantină, cea de până la căderea Constantinopolului, în lipsa unei icoane din acea perioadă. Iarăși, aici sunt foarte recunoscătoare partenerilor norvegieni, pentru că dânșii au fost cei care au inspirat această modalitate de prezentare. Cumva mesajul lor a fost următorul: nu aveți cele mai frumoase icoane din univers, dar cele pe care le aveți sunt cele mai frumoase pentru că sunt ale voastre. Cele mai vechi icoane românești nu pot fi cele din Transilvania. Transilvania a trecut prin numeroase formule politice care nu au fost întotdeauna favorabile icoanei. De aceea, pe cele mai vechi ar trebui să le căutăm în afara spațiului transilvanian. Cele mai vechi icoane datate sunt în țara românească, dar într-o ordine cronologică, pe locul 2, sunt două icoane pictate într-un atelier moldovenesc, dar care de la început, din anul 1539, au fost destinate unei biserici din Transilvania, Urisiu de Sus. Aceste două icoane, care sunt aproape un act de naștere a icoanei românești, pentru că datarea este certă, starea de conservare este foarte bună și mâna artistului este una cu totul și cu totul deosebită, aceste două icoane vor fi așezate pe acest perete din spatele meu. Ele sunt aici nu doar pentru că au această valoare istorică și simbolică, ci pentru că, într-un fel, icoanele din Moldova, icoanele din țara românească sunt la baza învățăturii iconarilor din Transilvania. Pentru că în ultima sală de expunere destinasem un iconostas care să fie așezat pe toată înălțimea lui, mai înalt decât clădirile, a trebuit să decupăm o parte din
plafon. Și atunci, de pe această balustradă, se poate vedea și următoarea sală, dar se poate vedea și în toată această splendoare iconostasul. Iconostasul este deja cunoscut publicului Muzeului din Alba Iulia, pentru că el este expus deja de aproape 10 ani în expoziția permanentă a muzeului. S-a încercat, încă de când a fost făcut, să fie o replică adusă la dimensiunile bisericii pentru care a fost făcut a iconostasului din catedrală de la Blaj. În jumătate de sală de la etaj care mai rămâne, vom continua povestea pictorilor transilvăneni care nu doar că se duc și învață în țările române vecine, dar și sunt adevărați întemeitori de dinastii. În această idee am creat această instalație interactivă sub forma unui arbore genealogic. Fiecare frunză este un loc unde astfel de pictori și-au găsit reședința finală. În principiu am căutat să fie atât icoane din colecție care nu pot fi expuse, pentru că nu este spațiu, dar și lucrări de pictură murală, pentru ca vizitatorul muzeului, dacă își dorește să vadă și o biserică pictată, să știe că acolo poate să găsească o pictură reprezentativă. Un scop al muzeului declarat este acela de a reînvăța alfabetul chirilic. Abandonând alfabetul chirilic, noi ne-am abandonat de fapt vechea literatură. Și, practic, la a doua generație de utilizare a alfabetului latin, noi n-am mai știut să ne citim cărțile în limba română anterioare și ne uităm la ele ca la niște piese de muzeu și toată lumea este surprinsă că da, se poate citi și în românește cu păianjeneștea. Da, se poate citi de pe păianjeneștea în limba română, chiar într-o limbă foarte frumoasă, din care am ales pentru exercițiu rugăciunea Tatăl nostru. Este în varianta cea mai veche în limba română pe care o avem, cea din catehismul diaconului Coresi din 1561, atât varianta cu caractere latinești, cât și cea chirilică, care, atunci când softul va permite, se vor suprapune una peste alta și vor rula una din cealaltă, așa fel încât să se vadă care este diferența între litere și cât de simplu, până la urmă, este să citești. Dacă etajul a fost destinat icoanei pe lemn, parterul l-am văzut cumva ca un spațiu al icoanei pe sticlă. Acum câțiva ani, în Germania, a fost organizată o expoziție a unei colecții particulare, care a avut un titlu foarte percutant, Fragila lumea sfinților. Sticla este ceva foarte fragil, iar sticla veche este mai fragilă chiar decât sticla în mod obișnuit. Însă, modul de expunere a icoanelor pe sticlă aici, am vrut să ilustreze, în afară de lumina care este mai mult decât transparentă prin sticlă, să ilustreze și această fragilitate. Aceste icoane ale noastre vor sta cumva, pur și simplu, atârnate în aer, în niște panouri de sticlă care vor fi transparente și vor lăsa în același timp și această impresie de fragilitate extremă. Lucrurile se vor combina cumva cu fragilitatea în general a construcției a materiei, pentru că, după cum vedeți, în acest spațiu a rămas la vedere o bună parte din vestigiile istorice, chiar zidul roman pe latura interioară, o boltă a construcției din secolul al XVII-lea și diverse alte componente ale clădirilor medievale. În trecut, icoana și cartea erau lucrurile cele mai de preț ale unei comunități. După un necesar periplu prin istoria icoanei în general și al celei transilvanene în special, vizitatorul va pătrunde în atelierul în care, la masa de lucru, îl va întâmpina însuși pictorul. Toți cei interesați vor putea picta icoane, iar într-un alt atelier vor putea experimenta și meșteșugul de tipograf. Conform anunțului de la intrarea în sală, este atelierul iconarului. Pictarea unei icoane nu e o treabă chiar așa, hai să ne punem pe scaun și să pictăm o icoană. Așa că, în acest cadru, deși este o invitație
pentru toți vizitatorii muzeului, nu doar pentru copiii cu care vom lucra. Vom încerca să atragem atenția că pictarea unei icoane este totuși o problemă serioasă și că nu-ți trebuie neapărat talent și meșteșug, cât îți trebuie o conștiință care să aibă, măcar în acele momente, în vedere că stă în fața lui Dumnezeu. Și atunci, cumva, ca să ajutăm sufletul omului să intre pe făgașul necesar, în această încăpere, un pictor contemporan va povesti prin intermediul unui film care sunt provocările pe care iconarul zilelor noastre le are. Vizitatorul va sta să lucreze la o masă pe care este inscripționată rugăciunea pe care erminiile o recomandă, sigur în limba de la începutul secolului al XVIII-lea. Doamne, îndrumă mâinile celor care vom sta la această masă și ne învredniceaște să zugrăvim cu ele chipul asemănării tale și al preacuratei tale maici și al altor sfinți întru slava ta și spre iertarea păcatelor noastre. Amin. Va fi în permanență un pictor profesionist aici de față care îi va îndruma pe cei care vor încerca să lucreze, iar pentru copilașii care sunt prea mici, în partea aceasta va fi amenajată o jucărie. În final, expoziția se termină în sala următoare, în care, tot prin intermediul unei instalații interactive de ultimă generație chiar, vizitatorii vor putea să spună și altora, indiferent cât de departe, prin intermediul mailului, că au fost la Museicon și, dacă le-a plăcut, să invite și pe ei. Și vor putea face asta scriind chiar și cu alfabet chirilic. Oportunitatea a apărut atunci când s-au deschis linii de finanțare europene, mecanismul norvegian de finanțare. S-a depus proiectul și s-a câștigat. A fost între cele 10 proiecte, cred, care a primit finanțare. Inițial se dorea reabilitarea acestui spital militar. Este într-o zonă cam moartă din punct de vedere turistic, pentru că acest bastion era exclusiv ca și funcționalitate spitalul Neuro. Spitalul de neurologie va fi mutat în altă parte. Era păcat ca un bastion din cetate, într-o cetate turistică care are aproximativ 400-500.000 de vizitatori pe an, să fie închis ca și spital. Și atunci această clădire este un prim plas pentru revitalizarea acestui bastion. Este pe artera principală de acces în cetate. Clădirea alăturată se va transforma în bibliotecă, apoi undeva în spate va fi și un teatru. Noi avem două spații. Sala Unirii propriu-zisă va fi dedicată exclusiv luptei poporului român până pentru emancipare și unire. Celălalt va fi Muzeul de Arheologie și Istorie, iar iată, cu această ocazie avem un spațiu adecvat pentru a verifica și colecția noastră de artă veche, dar și colecția Arhiepiscopiei Ortodoxă de Alba Iulia. Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia are o colecție fabuloasă de obiecte de artă sacră. Mă refer la carte veche, la icoane. Ele au fost, marea majoritate, clasate în tezaur. Deci, de importanță excepțională pentru umanitate, dacă ar fi să citez legea. Muzeicon va atrage cu siguranță iubitorii de opere de artă și de rarități bibliofile. Un muzeu de artă religioasă, dar și o pagină de istorie a orașului Alba Iulia. Întreaga colecție va fi accesibilă și prin intermediul site-ului muzeicon.ro. Proiectul va oferi șansa de studiu și formare profesională. Privilegiate prin specificul instituției vor fi teologia, istoria, istoria artei și restaurarea. De asemenea, anual vor fi organizate școli de vară pentru studenți, muzeografi și restauratori. Dar menirea muzeului rămâne până la urmă aceea de a da viitor trecutului. Muzeicon se dorește un muzeu viu, pedagogic, în care publicul va avea acces nu doar spre a vizualiza icoane și cărți. Mult mai important, istoria va prinde viață și, în mod cert, ne va dărui bucuria ascunse acum.